Vă salut, prieteni! Astăzi vom vorbi despre cultura poporului rus și citatele celebre ale lui Visarion Belinsky. Dragostea se oferă numai dragostei. Cine nu aparține patriei sale, nu aparține nici omenirii. Pe o temelie falsă, nu se poate crea o operă de valoare. Un act de creație într-un suflet creator este o mare taină. Omul se teme doar de ceea ce nu știe, cunoștințele învingând orice teamă. Egalitatea este condiția prieteniei. Patriotismul oricui se dovedește nu prin cuvinte, ci prin fapte. Fără aspirația către infinit, nu există nici viață, nici dezvoltare, nici progres. Adevărul este mai presus de oameni și nu trebuie să se teamă de ei. Înțelegerea greșită a adevărului nu înlătura adevărul. Un om constituie prin sine o lume separată și bine definită. O măsură a demnității femeii poate fi bărbatul pe care ea îl iubește. Umanismul este iubirea de oameni dezvoltată prin conștiință și educație. Mintea este arma spirituală a omului. Orice extremă este soră cu mărginirea. Fără sănătate, fericirea este imposibilă. Educația este un mare lucru. Ea decide soarta omului. Apatia și lenea sunt un îngheț veritabil al trupului și sufletului. Natura îl creează pe om, dar îl dezvoltă și îl formează societatea. 80% dintre femei, dacă se fu cu un bărbat cu pu mare, o să aibă dureri.